Turcoman, Ferciuc și masa numărul 8. Federația Română de Tenis de Masă a organizat la sfârșitul săptămânii trecute Cupa Federației pentru copiii de 11 și 12 ani, o competiție gândită special pentru selecționarea echipei naționale în vederea campionatului european Euro Mini Champ 2017 de la Strasbourg, Franța. Evenimentul din weekend s-a desfășurat în cocheta sală polivalentă din Dumbrăvița, iar Nicoleta Husa, antrenorul ACS-ului din localitate, s-a făcut bucurie de 4 medalii, în timp ce rivala LFS Bistrița a obținut doar 3, iar CSS Slatina doar 2. Iată și rezultatele finale de la Cupa Federației 2017. Categoria de băieți 12 ani a fost adjudecată de Paul Silabi de la LPS Bistrița, în timp ce cu echipierul Rareș Constantinescu a obținut medalia de argint. Pe locul 3 a terminat Alexandru Roșu de la CS Mioveni. Competiția pentru categorii de fete născute în anul 2005 a fost câștigată de dumnezeiteanca Maria Gârlea, locul 2 a revenit Danielei Căină de la CSS Slatina, iar de ultimul loc de pe podium s-a putut bucura Maria Vlad de la ACS Dumbrăvița. Andra Șcadea Cociș de la LTNM Târgu Secuiesc a câștigat competiția pentru băieții de 11 ani. Pe locul 2 s-a clasat Mihai Gârlea de la CS Afumați, iar locul 3 a revenit echipei ACS Dumbrăvița prin Luca Berinde. La categoria fete 11 ani, medalia de aur a fost cucerită de Alexandra Ioniță de la CSS Slatina, în timp ce Aiana Rad de la ACS Dumbrăvița a terminat pe locul 2. Bistrițeanca Cristina Sângiorzan a obținut medalia de bronz.